Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă pregătiți pentru sărbători? Iată că v-am pregătit și eu horoscopul pentru săptămâna 16-22 decembrie. O săptămână în care suntem favorizați. De ce? Avem Fecioara bine aspectată câteva zile din această săptămână. Luna va fi în Fecioară. De ce spun lucrul ăsta? Ne va ajuta să ne organizăm, să facem listele pentru sărbători, să facem curățenie, să ne gospodărim pe acolo care cum putem și totul să iasă bine. Da? Deci avem câteva zile, vreo două zile, două zile și un pic, cât luna va tranzita semnul Fecioarei, în care suntem destul de organizați, muncitori și vom rezolva tot ce avem de rezolvat. Apoi va intra în balanță, pregătim casa frumos de sărbătoare, scoatem hainele alea bune pentru petrecerile de Crăciun, de Revelion și tot așa. Deci este o săptămână aglomerată, o săptămână în care veți face mulțime de lucruri. Aspectele din Capricorn, pentru că așa cum știți avem foarte multe planete în zona asta a Capricornului, ne vor ajuta și ele de asemenea. Avem aici Marele Benefic, Micul Benefic, Jupiter, Venus, Pluton, Saturn, așa cum știm, ne vor ajuta și acestea să realizăm la timp tot ceea ce trebuie, adică până la anul nou să fim gata. Doar acum vorbim de săptămâna dinainte de Crăciun, haide să vedem ce fac zodiile, care sunt predispozițiile pentru fiecare în parte. Nu uitați să vă ascultați ascendentul dacă vi-l cunoașteți, da? Deci dacă vă cunoașteți, ascultați și ascendentul. Like, share, subscribe dacă vă plac clipurile mele și vă place de mine. Dacă nu, nu. Nu, nicio problemă. Să vă arăt și harta. Da? Să nu cumva să apăsați butonul subscribe acum de Crăciun. Să-mi face și mie o bucurie. Da? Să nu cumva să vă prind. Glumesc. Dacă vă plac clipurile, apăsați cu încredere butonul subscribe. Nu o să se întâmple nimic. Vă înregistrați acolo și veți fi tot timpul la curent cu ceea ce eu postez. Pregătesc foarte multe surprize, așa că stați pe aproape. În fiecare duminică, chiar și în această duminică, vă aștept la Flash Mondel, la Prima TV, de la 19:30. Să vedem ce o să iasă în această săptămână în care este multă forfotă, multă alergătură, mișcare, trebuie totul pus la punct pentru că acest videoclip va fi până pe 22 decembrie inclusiv și apoi deja te pregătești de sărbătoare, ce mai sunt două zile și vine Crăciun. Ok, berbec. Berbecii vor fi foarte surprinși de cei din jurul lor în această săptămână. Cumva, voi ați văzut cum merg lucrurile și totuși rămâne surprinși că cineva apropiat ia o decizie cumva în afara sferei lui de activitate sau cumva care să surprindă foarte mult. Nu vă mai mirați, oamenii se pot răzgândi, deci este normal să te răzgândești, nu este nimic în neregulă. Câtă vreme nu superi pe nimeni, te poți răzgândi în voi. Starea voastră de spirit este ușor melancolică și chiar puteți să aveți foarte multe nopți nedormite în această perioadă pentru că ați lăsat multe lucruri de pe o zi pe alta și uite că săptămâna asta trebuie să le rezolvați pe toate. Da? Și toată amețeala asta vă aduce dureri de cap. Pentru că trebuie să le faci pe toate, să vorbești cu foarte multă lume, să te ocupi de multe lucruri. Partenerul le are și el pe ale lui. Nu prea poate să te ajute că tu ai dormit atâtea luni și acum te-ai trezit că trebuie să faci foarte multe drumuri, să semnezi multe acte, să închizi o situație anume. Este sfârșit de an, așa cum știm, și trebuie să rezolvate toate. Dar oricum, dacă vă puneți un pic planul în aplicare și vă organizați așa un pic înainte de a începe săptămâna, veți vedea că totul va fi bine și va decurge foarte, foarte frumos. Unele decizii pot influența foarte mult, da? Deci vor fi decizii în toate sectoarele, profesional, financiar, poate chiar și pe plan sentimental și aceste decizii vor, cum se spune, vor influența foarte mult viața voastră. Aveți de gând să faceți schimbări și cumva vi le treceți acolo în program, schimbări de viață, schimbări ale stilului de viață, pe care probabil le veți implementa cu succes chiar din ianuarie 2020. Taur.
Ce fac taurii noștri în această săptămână? În primul rând, sunteți concentrați, determinați, să puneți pe toată lumea la punct, să vă războiți cu toată lumea, să aveți voi dreptate și așa mai departe. Luați-o mai ușor, veți rezolva toate problemele din viața voastră, se vor rezolva de la sine, cu calm, cu încredere, fără să vă mai certați cu nimeni, să mai trageți la răspundere pe nimeni. La locul de muncă aveți tendința să dați vina pe ceilalți. Într-adevăr, ceilalți au greșit și voi trebuie să le faceți curățenie, să faceți curățenie după ei. Dar acum ce vrei să faci? Asta este. Nu-ți convine? Schimbă ceva. Na. Și dacă te ceri cu persoana respectivă, nu o să se rezolve mare lucru. Poți să-i spui cu frumos, poți să-i trimiți o scrisoare, un e-mail, un mesaj, dar cumva cu calm, cu frumos. Este totuși sărbători, este perioada asta, sărbătorile sunt, suntem toți mai calți, mai buni, mai îngăduitori. Da? Deci mai multă răbdare. Sunteți gata să vorbiți relațiile de cuplu cu mai multă sinceritate, cu mai multă deschidere și să spuneți ce necazuri aveți, să-i spuneți partenerului, uite dragă, mie nu-mi place asta, asta, asta și asta. Acum și aici la fel, încercați să procedați așa cu mai multă înțelepciune. Poate anumite persoane, femei în general din viața voastră, vă vor da niște sfaturi foarte practice, foarte utile, foarte bune pentru relația de cuplu. Adică poate întâmpini vă problemă, cei care aveți probleme pe cuplu, care vă simțiți singuri, care vă simțiți neînțeleși, veți primi un sfat de la o femeie. Ochii și urechile către aceasta, da? Adică să țineți cât de cât cont, dacă puteți, dacă vă e de ajutor. Oricum, multe noutăți, multe planuri pentru sfârșitul de an, veți avea și unele obstacole în această săptămână, dar cu răbdarea treci marea, da? Gemeni. Ce fac gemenii noștri? Păi, drăguții noștri gemeni vor fi numai în petreceri. Voi începeți petrecerea dinainte de o săptămână de Crăciun. Deci, toată săptămâna petreceți cu lindani, mergeți prin magazine să vă găsiți rochii, pantofii, bijuterii și ce mai vreți voi să cumpărați. Mă rog, femeile, bărbații mai puțin și bărbații, dar mai puțin un pic. Oricum. Sunteți foarte dornici de aventură, sunteți foarte dornici de petreceri, nu ratați niciun eveniment, adică nu e un eveniment pe care să-l ratați și veți, vă veți vizita rudele, prietenii, persoane dragi, persoane dragi apropiate. La locul de muncă trebuie să aveți mai multă grijă, da? Deci la locul de muncă trebuie să aveți mai multă grijă pentru că sunt acolo persoane pesimiste, nervoase, sensibile, care se vor supăra destul de mult dacă lucrurile nu vor ieși așa cum vor, dacă rezultatele voastre nu sunt pe măsură. Voi poate sunteți mulțumiți de ce ați făcut și e foarte bine, trebuie să fiți mândri și mulțumiți, indiferent care sunt rezultatele voastre. Însă aceste persoane nu au aceeași părere și tu ești acolo într-o veselie, aștepți vacanța, aștepți concediu, Crăciunul și așa mai departe și vine șeful sau vine colegul și îți trântește acolo o părere foarte mai puțin plăcută și cumva aceste emoții vă încărcați cu ele, nu o să vă strice un pic așa feng shui, dar o să fie bine. Încercați să nu reacționați urât sau să nu reacționați într-un mod pe care mai apoi să îl regretați. Ce să vă mai zic? Din punct de vedere al dragostei, vă veți bucura de tot felul de momente interesante. Încercați să evitați stările astea de tristețe, cei care sunteți singuri, și să vă dați voie chiar în aceste momente să întâlniți pe cineva la una dintre petrecerile la care participați. Rac. Racii vor avea o săptămână în care avem multe vești bune, vești bune prin oamenii pe care îi cunoașteți. Intrați în contact cu tot felul de oameni și primiți tot felul de invitații, poate chiar o călătorie. O călătorie acum înainte de Crăciun, asta e mai pleșit înainte, vii acasă direct, vii direct la masa pusă. Da, nu vă plac sărbătorile departe de cei dragi, departe de familie, o să vă întoarceți până la Crăciun. Însă, înainte de Crăciun, uite că o mică plimbare sau un drum pe care trebuie să-l faceți. Ok, poate nu pleci în America, dar poate trebuie să ieși din oraș, să faci mai multe drumuri, deci sunteți destul de mult într-o grabă, într-o muncă continuă și în vizitarea unor locuri din apropiere. Aveți grijă cu documentele pe care le semnați, aveți grijă cu mesajele pe care le trimiteți și felul în care voi reacționați la acestea. Există posibilitatea să faceți mai multe drumuri. Se îmbunătățește starea de sănătate a fiecărui rac în parte.
Așa că, dragii mei, veți fi mai dornici, mai energici, mai dornici de viață, de aventură, cu un spirit mult mai distractiv, să zic așa. Și aveți grijă, pentru că cei care sunt singuri pot întâlni o persoană interesantă care să le facă ochi dulci. Leu. Pentru lei, multe controverse, multe schimbări, relocare, poate chiar vă gândiți să vă schimbați jobul, vă gândiți că trebuie să faceți o schimbare, să vă mutați. Este foarte bine, doar că trebuie să o calculați cu mare, mare atenție. Sunteți hotărâți să faceți schimbări majore și să aduceți îmbunătățiri planurilor voastre. Aveți multe planuri, multe întâlniri în această săptămână, faceți strategii, vă gândiți cum să vă creșteți finanțele, veți cheltui destul de mult, dar cumva v-ați împărțit așa bugetul pentru călătorii, pentru economii, pentru casă, pentru viitor, pentru afaceri, pentru investiții. Oricum, bugetul este bine pregătit și stabilit. Dar veți face destul de multe cheltuieli, cadouri și ce mai aveți voi de pregătit. Este important să vă pregătiți foarte bine dacă aveți o negociere în această săptămână, da? Sau dacă cumpărați ceva mai important sau vindeți ceva, un obiect mai scump, mai valoros, pentru că veți avea parte de o conversație foarte plină de tensiune, adică trebuie să vă țineți tari, da? Și să vă pregătiți foarte bine speech-ul, discursul, mai ales dacă aveți o prezentare pe la locul de muncă. Unele întâlniri se pot amâna, dar oricum săptămâna este plină de întâlniri, negocieri și tot felul de conversații, care mai de care, mai interesante. Fecioara. Pentru fecioare este o săptămână în care vă veți ocupa de casă. Cum v-am spus și la început, luna se va afla în fecioară. Apoi intră în balanță și tot așa și continuă frumos mersul ei prin toate zodiile. Și vă ocupați să rezolvați foarte multe probleme cu casa. Dacă ai comandat ceva, vine. Dacă n-ai comandat, nu, că n-are ce să vină. Glumesc. Veți găti, veți face curat, vă ocupați de un meniu așa mai special, mai divers, veți înlocui anumite lucruri prin casă, reparați. Oricum, aveți cumva, vă pregătiți de musafiri în cealaltă săptămână, deci săptămâna asta totul se învârte în jurul casei. Aveți niște discuții serioase cu familia pentru că vreți să implementați niște reguli noi, le veți implementa, dar cei din jur probabil nu vor fi chiar atât de deschiși acestor lucruri noi pe care vreți să le faceți, da? Și pe care îi obligați în ghilimele, mai mult sau mai puțin, să le facă și ei. Veți participa la o întâlnire în care vin foarte multe femei sau poate este dedicată femeilor. Și acolo vă veți împrieteni cu anumite persoane, veți fi foarte apropiată de acestea. Este foarte drăguț, da? Fiți deschise, luați cărți de vizită la voi, fiți drăguțe, socializați și cu dorință de a vă face noi prieteni. Veți auzi de o logodnă, de o nuntă sau poate de nașterea unui copil. Ce drăguț! Un cadou frumos înainte de Crăciun. Balanță. Balanța este nerăbdătoare să înceapă petrecerea. Da? Avem aici multe balanțe care abia așteaptă să petreacă, sunt nerăbdătoare. Însă înainte de a începe petrecerea, dragi balanțe, aveți grijă că aveți foarte multe lucruri de rezolvat la serviciu, dar și acasă. Ați lăsat pentru ultimele zile cumpărăturile, cadourile, n-ați împodobit bradul, nu ați luat globulețul care trebuie, deci trebuie să aveți mare, mare grijă, să aveți tot ce vă trebuie de Crăciun, pentru că dacă nu vor fi toate cele necesare, cineva vă va atrage atenția și se va supăra și nu va fi chiar ok pe 24 să alergi prin magazine să cumperi cele necesare. Așa că săptămâna asta adunați-vă și fiți mai responsabile și organizați-vă din timp cu tot ceea ce aveți. Pe la locul de muncă vor fi foarte multe persoane care vă va cere ajutorul sau vă solicită să le ajutați în niște sarcini sau vă dau sarcini în plus. Oricum, munciți destul de mult. Dacă nu puteți să luați, să vă asumați anumite lucruri, nu vi le asumați așa doar de dragul de a fi prietenoase și a fi bune cu toată lumea. Scorpion. Scorpionii au multă treabă. Trebuie să depună foarte mult efort în această săptămână, însă veți avea succes. Veți respira ușurați la finalul săptămânii,
pe partea financiară, deci totul merge foarte bine pe partea financiară, acasă evraiște, cumva trebuie să se ocupe altcineva. Însă dacă faci bani, ce mai contează, lasă că le rezolvi și pe restul. Vor fi încasări foarte mari în această săptămână pentru voi, fie aceste încasări vor veni prin partener, fie voi dați lovitura, nu știu, câștigați ceva în această săptămână mult mai mult. Pregătiri pentru un eveniment important, poate vei ține o petrecere de Crăciun la firmă sau poate, nu știu, ești invitat la o petrecere anume. Foarte, foarte interesant și drăguț acest lucru. Începeți un proces de schimbare, începeți un proces în care voi vreți să fiți altfel, să vă iubiți mai mult, să vă dați mai multă atenție, să faceți mai multe lucruri pentru voi. Da? Viața socială activă, cu familia o rezolvați, câtă vreme faceți bani și aveți putere, ce mai contează? Restul vin de la sine. Da? Foarte, foarte interesant pentru femeile și pentru bărbații scorpioni. Multe cadouri frumoase, să-i impresionați pe toți cu lucruri originale, ieșite din comun. Foarte, foarte frumos. Săgetătorii vor fi surprinși de persoana iubită, vor fi surprinși de familie, vor fi surprinși, toată lumea vă surprinde, parcă ați căzut așa de undeva, nu? Dar o să fie foarte, foarte frumos pentru că toată lumea are câte ceva drăguț pentru voi. Dacă ai întârziat, șeful nu spune nimic, zice nu, că te înțeleg, e o perioadă mai aglomerată, trebuie să termină foarte multe treburi, în regulă. Acasă de asemenea, partenerul, partenera este mult mai drăguță, mult mai binevoitoare, nu te ceartă, nu se reproșează, nu face nimic. Prietenii la fel și tot așa. Deci aveți o săptămână în care sunteți așa, cocoloșiți, ca să zic. Veți împărtăși cu ceilalți toate bucuriile voastre, pentru că, într-adevăr, vin bucurii și de la locul de muncă și de viața personală. Poate vor fi săgetători care vor primi niște vești foarte bune sau niște aprobări pe care le-ați tot așteptat. Aprobarea pentru o casă, aprobarea pentru un business, aprobarea pentru, eu știu, sau poate vei primi, da, la o cerere în căsătorie. Foarte multe vești bune. Veți scoate anumite lucruri la suprafață, veți face publice anumite dorințe de ale voastre sau anumite lucruri pe care le-ați ținut secret și veți fi apreciați de toți cei din jurul vostru. Recomand săgetătorilor să mănânce cu atenție alimente cât mai sănătoase, să mâncați cu moderație, pentru că se pot depune mult mai ușor în această săptămână kilogramele în plus și mai ales că vine și perioada sărbătorilor. Da. Planurile voastre vor fi îmbunătățite cu ajutorul celorlalți, da? Deci vă îmbunătățiți cu ușurință planurile și din punct de vedere al dragostei se duce toată acea dezamăgire, toată acea negură, ca să zic așa. Persoanele care au avut probleme în dragoste își vor găsi echilibru. Capricorn. Capricornii au multe lucruri de terminat și ei sunt foarte agitați, sunt foarte supărați. Multe probleme nerezolvate vechi care vin în față și pe care trebuie să le terminați. Nu prea puteți să plecați acasă știind că la job sau ce sarcini mai aveți fiecare, ce responsabilități mai aveți fiecare, lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Voi aveți nevoie ca totul să fie făcut cât mai bine. Nu luați decizii pripite în această săptămână, nu vă grăbiți, nu faceți investiții riscante, nu este un moment în care să investiți. Puteți să faceți progrese dacă aveți un plan bine pus la punct, aveți mai multe variante și nu vă aruncați așa în necunoscut. Da? Trebuie să culegeți mai multe informații înainte de a lua o decizie, înainte de a face anumite lucruri. Unii oameni din jurul vostru, mai ales de la birou, sau poate chiar și unii prieteni sau cunoștințe, da, poate nu sunt cei mai buni prieteni. Oricum, sunt anumite persoane care pot avea o atitudine negativă față de voi, să arunce cu noroi, să spună diverse lucruri, să vă jignească, să-și dea cu părerea, să facă lucruri urâțele. Da, eu chiar mă întreb așa, voi ăștia care jigniți, care spuneți tot felul de răutăți, la ce te ajută? Adică îți dă cineva ceva, te simți tu mai bine, să spui tu altuia că uite, n-ai făcut bine acolo, cine ești tu ca să faci lucruri de-astea? Dragii mei Capricorn, nu luați în seamă lucrurile astea, fiți acolo încrezători, nu trebuie să cereți nimănui validare, trebuie să aveți încredere în voi și să faceți ceea ce faceți în continuare pentru că faceți bine.
fără decizii pripite, veți încasa bani, deci vin bani în această săptămână, vă bucurați, vă faceți niște cadouri voi vouă și vă și cadouri frumoase și celor din jurul vostru. Deci în săptămâna asta cheltuiți niște bani, dar cumpărați niște cadouri extraordinare, cei din jur rămân surprinși și îi veți emoționa, va fi ceva foarte, foarte drăguț. O săptămână în care necazurile se vor duce și se curăță singure, dacă nu le băgați în seamă și lăsați oamenii răutăcioși să vorbească, lumea va vorbi oricum. Vărsător. Pentru vărsătorii este o săptămână în care vă gândiți foarte mult la bani, vă gândiți la bani, cum să atrageți bani, decizii pe partea asta banilor, ați făcut un plan și acum acționați. Poate că trebuie să mai așteptați un pic, vedeți cum simțiți, da? Dacă simțiți că este momentul să acționați, acționați, dacă nu mai așteptați un pic. Veți fi mulțumiți de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, veți avea cumva discuții foarte bune, foarte interesante și chiar se deschid perspective noi în viața voastră, da? Deci se deschid perspective noi și sunteți din ce în ce mai aproape de rezultatele pe care le așteptați. Veți petrece foarte mult timp la cumpărături și voi, aveți nevoie de ajutor pentru a vă organiza acasă, nu o să vă ocupați voi să faceți sarmale și cozonaci, adică nu singuri sau singure. Femeile vărsători poate că dau parte, dar veți primi ajutor de la mama, de la soacra, de la oricum, vă vizitează foarte multe rude, sunteți înconjurați de oameni. Este o săptămână bună în care să vă sunați avocatul, contabilul și tot ce mai aveți fiecare și să încheiați așa cumva anul bine, pentru că mai avem totuși o săptămână, da? Nu să între Crăciun și Revelion te duci să rezolvi cine știe ce sau mai rezolvi dacă nu l-ai făcut săptămâna asta, dar eu v-aș recomanda să terminați în această săptămână cam tot ce aveți de făcut. Și vă vor surprinde niște vești legate de copii, logodne, botezuri, cununii și mărirea familiilor în general. Pești. Am ajuns la ultima noastră zodie, zodia Pești. Planurile voastre nu se potrivesc cu ce găsiți afară și cu ce se întâmplă în societate și cu ce se întâmplă în lume. Uneori aveți senzația că aveți așa o ceață pe ochi și că voi observați lucrurile diferit față de ceilalți, însă să sperăm că veți reuși să le rezolvați pe toate. Este un moment oportun să semnați diverse acte sau să faceți un plan, să-l scrieți, da? Să vă documentați, să învățați, puteți să studiați destul de bine, puteți să dați diverse examene sau interviuri care ar putea să vă crească veniturile, oricum veți crește veniturile destul de mult. Este important în absolut tot ce faceți. Chiar și acasă, chiar și la muncă, chiar și în absolut orice, întreprindeți în această săptămână să fiți cu răbdare, cu tact, cu diplomație, să nu vă aruncați așa în tot felul de lucruri. Decizii importante pentru viața profesională și viața personală. Ambițiile voastre sunt destul de mari, dar și rezultatele vor fi pe măsură după multă muncă, da? Deci multă muncă și o influență foarte bună a unor oameni pe care îi admirați. Aceștia vă vor influența foarte mult. Poate că admiri pe cineva și îl urmărești pe YouTube sau pe pagina lui de Facebook, de Instagram sau la televizor și acea persoană te influențează foarte mult, îți transmite cumva indirect un sfat care te ajută să te dezvolți. Da? Deci o săptămână bună, bună. Dragii mei, ce să vă spun? Sunt niște predispoziții foarte drăguțe, foarte bune, eu așa spunem. Este o săptămână de adevăr aglomerată, dar avem susținere să le rezolvăm pe toate. Săptămâna să fie magică și astele să se alinieze favorabil pentru fiecare în parte.